Bun găsit tuturor! Ereditatea, statul în picioare, obezitatea ori sarcina sunt doar câțiva dintre factorii care favorizează apariția venelor varicoase. Dincolo de faptul că sunt inestetice, varicele pot duce la complicații grave, precum tromboza venoasă sau ulcerul varicos. În schimb, prin schimbarea stilului de viață și tratamentul potrivit, putem amâna apariția simptomelor și reducem semnificativ riscul de complicații. Varicele se caracterizează prin dilatații patologice și permanente ale venelor care aparțin sistemului venos superficial. În general, varicele se regăsesc la nivelul membrelor inferioare, pe gambe și pe coapse. Trebuie să știm că sistemul de cardiovascular are două părți, una arterială, una venoasă. Una transportă sângele de la inimă către țesute, către degetele de la picioare, de exemplu, iar sistemul venos transportă sângele înapoi de la degetele de la picioare, de exemplu, până la inimă și plămâni. Vedem că acest sistem de transport a sângelui înseamnă transport de lichide contrar gravitației. Asta înseamnă că acest sânge în acest sistem de circulație trebuie să curgă de jos în sus, nu de sus în jos, deci contrar gravitației. Pentru a se putea efectua acest sistem, de fapt această circulație venoasă, normal avem un sistem foarte bine pus la punct. Ce înseamnă acest lucru? Venele, aceste furtunașe care transportă sângele de jos în sus, în interior au niște valve care la trecerea coloanei de sânge se deschid. În momentul în care trece coloana de sânge, se închid, oprind sângele să curgă într-o direcție greșită. Acest lucru este ajutat de activitatea musculară. Deci în momentul în care aceste vene trec prin mușchi, în momentul în care se contractă, apasă pe aceste vene. În momentul în care apasă pe aceste vene, normal împing coloana de sânge de jos în sus. Pentru a apărea această boală, trebuie să avem o dereglare care să ducă la dilatarea venelor. De cele mai multe ori, boala varicoasă este transmisă ereditar, dar poate să apară și ca urmare a unor traumatisme repetate la nivelul membrelor, a unor tulburări hormonale sau ca o consecință a unui stil de viață nesănătos. Dacă a avut cineva în familie această boală, părinți, bunici, da? Atunci și noi suntem predispuși. Dacă avem un loc de muncă unde stăm foarte mult în poziția așezândă sau stăm foarte mult în picioare, nu ne mișcăm, iar este un factor de risc, iar ar trebui să luăm măsuri înainte să apară aceste probleme. Dacă suferim de obezitate, da? Este un factor care favorizează apariția acestei boli. Și în momentul acesta deja ar trebui să ne gândim și să ne ducă gândul la problemele de circulație venoasă, deja în momentul în care apar aceste umflături, aceste edeme la membrele inferioare. Evoluția bolii este diferită de la pacient la pacient, de aceea și tratamentul este unul diferențiat. Obiectivul este reducerea simptomatologiei și prevenirea complicațiilor, dar pentru unii pacienți scopul este acela de îmbunătățire a aspectului piciorului. Această boală are câteva etape. Una dintre etapele finale este ulcerația, ulcerul varicos, care este o rană deschisă, care este o rană dureroasă, care supurează, care este și constituie o poartă de infecție în organism. Și atunci, 1, 2, putem să și vedem că în foarte multe cazuri apare un cheag de sânge, o coagulare de sânge din cauza stagnării sângelui și atunci vorbim de tromboză, apare tromboflebita. Dacă acel cheag de sânge pleacă pe direcția inimii și plămânilor, poate să ducă la apariția infarctului pulmonar, care pune în pericol viața pacientului. Nu există o modalitate de a preveni complet varicele, dar îmbunătățirea circulației și a tonusului muscular poate reduce riscul de a dezvolta vene varicoase. De exemplu, noi putem veni în ajutorul pacienților
cu un tratament care constă atât în tablete cât și în gel. Noi încercăm să atacăm această boală din două direcții, din interior cu extracte din plante, vitamine, minerale, fiindcă aceste tablete conțin vitamina A, vitamina C, fier, magneziu, mangan, cupru, potasiu, calciu, extract din măceșe, hibiscus, viță de vie, floare de soc, coajă de portocale, măr, și care au menirea de a reda elasticitatea peretelor vasculare. În momentul acesta, venele revin la diametru normal. În momentul acesta, cele valve încep să închide, putem să spunem hermetic, au un randament mai bun aceste vene și încet, încet recâștigăm din circulația venoasă. Pe de o parte, pe de altă parte, avem venim în ajutorul pacienților cu un gel care se aplică din exterior, care la rândul lui conține extracte din plante, uleiuri din plante și ne ajută să scăpăm pe moment de acea senzație de picioare grele, de acele dureri, fiindcă știm foarte bine aceste doamne când ajung seara acasă au aceste picioare umflate care nu numai că dau acea senzație de greutate, de picioare de elefant, dar sunt și dureroase. Aceste ajutoare se pot folosi în orice fază a bolii, inclusiv postoperator în cazul pacienților care au necesitat intervenție chirurgicală. Este esențial însă ca produsele naturiste să fie utilizate împreună cu medicația prescrisă de medicul specialist. De asemenea, schimbarea alimentației, mișcarea zilnică și purtarea unor ciorapi elastici contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților cu vene varicoase.